dimineața și bine v-am găsit la un nou episod Transhumant. Este ora 5:45. De ce ne-a trezit la această oră? Acesta este un episod mai special. Noi îl vom încadra la episoade de hiking. Mai este vorba de o acțiune de voluntariat prin care vom ajuta organizatorii unui concurs de mers montan să-și aprovizioneze checkpoint-urile cu apă și oameni. Vom duce o parte din staff în anumite puncte în care nu se poate ajunge cu mașină normală. Este vorba de un concurs de mers montan între Cluj și Rimetea. Noi vom ajunge imediat în punctul din care trebuie să luăm voluntarii, pe care trebuie să-i ducem în checkpoint-uri. Veți afla pe parcurs mai multe informații despre acest concurs și despre cum am ajuns noi, tocmai noi, să ne ocupăm de acest lucru. Este un drum care te duce înainte și merge pe creastă și de acolo. Ok. Mai mult mai târziu. La revedere. Zi frumoasă, mulțumim. Trebuie să ai un fel de tură de amintire sau cam așa ceva. Deci nu este locul 1, locul 2, locul 3. Fiecare cum ajunge, fie fiecare vrea să facă un timp mai bun. A făcut până acum. Este un scriitor vechi și ăla traseului ce o scrise pe vremurile. În fiecare an acum face o dată. În fiecare mai se face acest traseu de... Și există o listă de înscriși? Adică știți câți? Știți 100 și ceva. Dar este cu bicicletă pe jos? Este de trei feluri. Trei. Și bicicletă pe jos și este asta, maraton. Și trebuie să vă și recuperați de unde vă las sau noi venim pe jos. Pe jos? Ce distanță e de acolo? 15-16. Ui, ui, ui. Secuiului, deci aproape în vârful, adică în punctul cel mai înalt al traseului. Accesul în zona era destul de dificil. Organizatorii au solicitat atât ajutorul nostru, ajutorul CERT, cât și ajutorul Salvamont. Cumva am reușit să ne completăm. Cei de la Salvamont nu au reușit să ajungă cu mașina lor la victimă. I-am ajutat pe ultimii 3 km să-și ducă toate cele necesare, rucsac, targă și ce mai aveau, plus 4 persoane. Cei de la Salvamont s-au ocupat de victimă, în timp ce eu am coborât în Rimetea cu ceilalți 3 participanți care au însoțit victima până să ajungem noi.
De atunci pot spune că am rămas într-o relație bună cu organizatorul, așa că acum, anul acesta, la organizarea evenimentului, în mod preventiv au solicitat o mașină din partea CERT, cu mențiunea că ne vor pe noi. Că le-a plăcut cum am colaborat și cum ne-am descurcat și au zis că anul ăsta să venim preventiv să fim aici. Dacă tot am venit aici, am zis că putem da o mână de ajutor și pe partea logistică, așa că i-am ajutat să-și duc parte din voluntari împreună cu proviziile de hidratare pentru concurenți. Noi acum am fost în primul checkpoint de hidratare. Urmează să ne întâlnim cu Robert, organizatorul evenimentului, în Moldovenești. De aici cred că vom prelua alți voluntari pentru următorul checkpoint. Salut! La mine, la mine, Atina, Kevin, pare îmi pare bine. Câteva bidone de apă, nu știu ce unde, unde ți-i mașina? E acolo, dar vin eu acolo, că da? E mai ușor. Salut! Salut! Bun! Așteptăm pe Chitani să vină și ei și să facem un grătarel. Foame! Chitanilor, mi-e foame! Servus! Salut! Am pornit către Rimetea. Mergem la un maraton. Și să ne întâlnim cu Ana și Kiwi. Ei sunt deja acolo, din câte am înțeles, de azi dimineață. Am primit niște coordonate și trebuie să ajungem acolo. Drumul, din câte spune Kiwi, este... ok. Practicabil. Dar nu prea aș avea încredere în el când spune chestii de genul. Acum rămâne de văzut. Da, vom vedea. Am niște cumpărături să facem ceva de mâncărică, un grătar și ceva acolo sus. Haideți cu noi! Vom merge mai departe, așa că ne vom lăsa mașina aici, adică nu vom lăsa aici, că și noi vom rămâne aici și o să vină Ana și Kiwi și sperăm să nu plouă. Ne-au sunat chețanii, au spus că li se pare un pic cam nasol drumul pentru mașina lor, cei drept pe ultimii 2 km un pic mai dificil și am reconfigurat traseul, așa că ne ducem noi spre ei. Teoretic ar trebui să ajungem în maxim 5 minute la ei, să vedem ce cărniță au adus. Deci chiar sunt foarte, hai, nu supărat, da? Așa am o stare nasoală că nu am reușit să urcăm
cât aș fi vrut, dar e cam abrupt și având în vedere că nu am reductor, moare motorul, nu prea pot să urc fără. Da, momentan ne-am oprit aici, e un loc destul de drăguț și simpatic. Păcat că s-a ascuns soarele, că ar fi fost chiar super fain, dar priveliștea merită. Vin chivioșii! Vine chivișeana. Până atunci, uitați-vă aici la view. Facem ciudă acum! Ne facem ciudă! Chețanii! Pam, pam, pam! Ce primire! Se destul de rapid și pare că vrea să vină ploaia. Ne grăbim un pic să coborâm în Rimetea, pentru că de unde suntem acum, adică aproape la 2 km de Piatra Secuiului, ca să ajungem la Rimetea, avem 3 variante. Una este un ocol de 30 de km pe o parte, în cea de-a doua sunt 40 de km pe altă parte, sau există varianta de aproximativ 4-5 km, dar este un pic mai dificilă pentru un SUV. Cea de treia variantă este o variantă mai scurtă, dar n-am mai fost pe această variantă de acum 2 ani și mi-amintesc că erau ceva zone un pic mai dificile. S-ar putea să-i pună probleme mașinii lui Vlăduț. Vom merge într-o mică prospecție. Altă chestie care ne va încurca, care ne încurcă de fapt, este faptul că se apropie ploaia. Iar dacă traseul este cât de cât realizabil pentru mașina lui Vlăduț, dacă vine ploaia, sunt șanse și un pic mai mici. Deci va trebui să ne grăbim. Deci Vlăduț? Decizii. Prima dată când am emoții. De ce ai emoții? It's fine. Ce se poate întâmpla? No! A reușit să-i coborâm pe Vlăduț și pe Andreea până într-un loc mai sigur. Asta înainte să înceapă ploaia. Acum a început destul de serios ploaia. Posibil ca în jumătate de oră, dacă mai întârziam jumătate de oră, să nu mai fi fost atât de în siguranță și atât de simplu să coboare. Și așa a avut mici emoții săracul Vlăduț. Noi acum ne îndreptăm spre punctul de hidratare să vedem care este situația cu concurenții ajunși, dacă mai trebuie să mai stăm sau dacă trebuie să împachetăm totul și să coborăm pe cei 3 voluntari pe care i-am dus azi dimineață. Casa mea. Nu. No. Ce? Nu cred. Ai dejantat? Da. Problema e că n-am cric. Am dejantat. Ce zice, se oprește ploaia? Ar exista o variantă, să văd ce tufe am în dreapta. Ca să te agheți cu trolul. Da. Și n-aș mai mișca că intră în mizerie acolo și mai greu de rejantat. O să plâng! E cea mai urâtă dejantare pe care am văzut-o eu până acum. Ajunge la 2 metri, nu te cocoța mai sus.
Încă un pic mai vreau. Operațiunea 1 gata. Operațiunea 2, curățăm janta și sperăm că reușim să o jantăm. Ați mai făcut treaba asta sau? Vă place sau? Păi, orice cu plăcere, dacă e nevoie. Dacă e nevoie. În cârpa, în băltoacele astea. Dacă e așa ar trebui. Orice caz, să-mi zici tu câtă baftă să ai un copac de care să poți să te troliezi, să-ți ridici mașina. Dar cât de prost să fii să dejantezi, e problema. Jos. Trage? Mai dăm așa. Lăsat un pic să pot să bag înăuntru. Da, da, da. Nu trebuie tras foarte tare. Cât să lipească acolo. Cam așa. Acum mă duc înapoi, dar e făcut frumos culoarul meu de către domnul troliu care mi-a ridicat toți spinii ăștia acum. Când o să mă întorc, o să fie mai dificil. Și acum trebuie să vă arăt copacul, că n-am avut camera. Am cocoțat aici. Dumnezeu să-i dea sănătate la copăcelul ăsta care e pretty. Și troliu-i fucking up there. Acum așteptăm să se umple cauciucul, coboară frumos mașina pe roți și apoi să eliberez eu trolul de acolo și we're ready to go. Let's go up! Am desfăcut și trolul. Ce priveliște frumos ar fi de aici. Nici nu e așa, nu? S-au mai ridicat. Capul, în schimb, e absolut genial. Noroiul de pe trăpile noastre. Nu. Uite ce frumos vine el, așa. Și zici că n-ai mai făcut asta niciodată? Nu, totul are un început. Deci vorba vine pe drumul spre casă, prima oră mai grea. Iată-ne ajungi la cabană. Iată-ne, când zic iată-ne, eu cu mine și persoana mea. Trebuie să vină imediat și Andreea cu Vlad. Kivi m-a lăsat pe mine aici la cazare, la cabană. S-a dus repede să îndeplinească încă un task. I-a rămas să-i aștept pe Chețani, că au fost o grămadă de neînțelegeri. Du-te, coboară la Rimetea, vino cu ace, du-te, vino. Și o să ajungă și imediat. Un puțin somnic. Ce stare, mă, ursule? Iată, m-am trezit foarte devreme, gen 4:30 și la 5:20 m-am ridicat din pat. Am auzit-o pe Andreea când i-a zis lui Vlad că atât de tare se auzeau păsărelele încât a crezut că e alarma de la telefon. Cred că ceilalți mai dorm încă. Răsărit e super, dar nu se vede de căsuțele la care am fost noi cazați. Vine mașina să iau să fac o cafea. Doarme lumea încă, n-am nicio gară încă. Nu știu dacă e 6. E 6? E 6:10, e 6:10. Bună dimineața! Zi frumoasă! Bună dimineața din nou! Dimineața! Este duminică, noi ne-am trezit. Am
umflat roțile că, pentru că ieri am mai făcut o mică intervenție. A trebuit să recuperăm niște peturi rămase pe traseu și a fost o urcare, nu, două urcări au fost care au necesitat dezumflarea anvelopelor din nou. Aseară n-am mai avut răbdare, am încercat să și spăl mașina, veți vedea de ce am vrut să spăl mașina. Am fost să spăl mașina pentru că am un joc în volan, cel mai probabil provenit din cauza dejantării. Atunci când am pus cauciucul la loc, probabil și nu că probabil, sigur, a rămas foarte mult noroi în interiorul jantei, în interiorul cauciucului. Am încercat să spăl mașina sperând că este vorba doar de noroiul de pe exteriorul cauciucului, dar n-am avut noroc. Problema la volan apare după 40 la oră și anume arată așa. Va trebui să ajungem în Cluj la o vulcanizare, să dăm din nou cauciucul jos, de data asta cu voia noastră, să-l curățăm foarte bine și să-l jantăm și echilibrăm la loc. Astăzi aveam un plan să mai facem un hiking, și anume Cheile Turenilor, doar că plouă și cred că vom abandona. Ne-a plouat ieri destul, aseară a fost un pic răcoare, nu am reușit să ne încălzim foarte bine și, cum ar zice bătrânii, încă suntem cu frigumoase. Cam atât din acest episod, până la episodul următor, nu uitați, ne puteți susține pe Patreon. Pe www.cutraier.ro veți găsi shop-ul nostru, unde veți găsi hanoracele, tricourile și cănile în prima fază, ulterior vor mai veni și alte produse. Nu uitați, like, share and subscribe.